Alisa, partea mie poate de amator și un pic mai sus de amator. Pentru că dacă, eu de exemplu am avut o situație în care trebuia să fiu și reporter, adică să merg și cu microfonul și totodată să fiu și cameraman. Atunci, zic, sigur, partea mie de cameraman, chiar eram amator pentru că prima dată am avut camera în mână și trebuia să fac, adică și video și... Bun, acum nu știu cum să mă consider amator sau nu, aprecierea tot timpul de publicul, pentru că eu pot să zic că sunt profesionist sau pot să zic că sunt un amator. Dar iarăși, publicul apreciază și cumva îți dau ei o etichetă. Nu știu dacă noi cumva să ne dăm etichetele astea direct și până la urmă iarăși ajung cumva la concluzia că cumva înțeleg și nu că nemulțumirea, dar îmbunătățirea ta pentru acest festival ca să fie o categorie aparte pentru reportaje. Cred că asta ar fi cumva chiar mai bine. Nu știu, dacă se vrea, se poate de exclus reportajele astea, adică pentru că poate și o problemă că în Moldova nu prea sunt multe festivaluri, că dacă mergi la Cronograf, acolo un pic e altă, altă situație, acolo chiar cumva noi dar trebuie să zicem că suntem amatori acolo, înțelegi? Și, dar iarăși, Cronograf a făcut poate o chestie bună că au pus și categorie producție locale sau nu știu, ar fi bine, poate să fie mai multe festivaluri de genul și de multe ori, sincer zic, am venit și eu cu acest filmuleț, poate că mai mult, poate să afle mai multă lume cumva, pentru că ai văzut și tu că la noi uneori muncim mult, dar avem 100-200 de accesări pe site atunci pentru cine lucrăm, știi? E problema noi că poate nu știm să ne promovăm, da? Dar e foarte bună sugestia ta că eu am folosit trambulina asta, da? Deci noi am făcut proiecție filmului în spațiu public, cu posibilitatea de a fi discutat, ceea ce nu se face pe internet, crede-mă. Prin asta putem organiza alții. Bun, exact la asta vreau să ajung acum. Dacă cei care fac film sunt nevoia lunar să ne întâlnim, o dată pe lună, la sfârșit de lună, la început de lună, într-un mediu, nu știu, poate nu chiar așa mare sală, dar să vedem filmele voastre, ca să le mai filtrăm, să le discutăm, eventual să vedem, poate le îmbunătățim, ca până la următoarea ediție a festivalului să avem filme foarte bune aline profesioniștilor, te rog. De acord cu ultima idee ta expusă acum și vreau să adaug pentru că noi aici ne-am adunat mai mult să facem un schimb de experiență, nu pentru că să facem dezbateri pe marginea filmelor. Nu, inclusiv vreau, asta. Inclusiv, da, dar trebuie să prețuim mai mult informația pe care o asimilăm și schimb de experiență. Pentru că eu particip prima dată la acest proiect și sunt mulțumit de ceea ce am văzut și am primit foarte multe informații care mă va ajuta pe viitor să evoluez. Și la anul viitor voi fi, poate că, mai profesionalist. Dar faptul că participă cineva cu reportaje, asta înseamnă că ei sunt bravo pentru că au putut participa de la bun început. Au deja o experiență mai bună și nu trebuie să le punem noi piedicilor, dar să ne uităm la dânsi și să ne învățăm. Părerea mea. Mersi. Cine vrea să mai exprime?